Nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai mult conținut. Yangtze, Palatul Suspinelor, episodul 24. Inglu pleacă în timp ce Fuheng țipă după ea. Împărăteasa îi spune să se oprească și l-a întrebat de ce a făcut asta. Fuheng afirmă că tot ce își dorește este ca ea să fie în pace. Lui nu-i pasă de nimic altceva. Inglu îi cere lui Minyusei iatura la grădină pentru că nu se simte bine și vrea să meargă la medic. Miniu vrea să-i vorbească dulce și să o implore. Ea o imploră jucăuș și Miniu este de acord. Kiner o caută pe Inglu doar pentru a o găsi pe Miniu. Ea îi spune lui Miniu că Inglu este iute și inteligentă, iar cei doi probabil că nu se potrivesc cu ea în ceea ce privește utilitatea. Miniu se enervează și pleacă. Inglu este la farmacie și îl întreabă pe doctorul Shitian. Un servitor vine spunând că există o urgență, o consoartă nu poate respira. Inglu se întâlnește apoi cu doctorul Shitian și acesta se plânge că ceilalți medici îl privesc cu dispreț, nepermițându-i să vadă niciun pacient. Are voie doar să usuce medicamentul. Inglu îi cere niște medicamente deoarece suferă de insomnie. Îi dă niște medicamente, avertizând-o să nu ia prea mult pentru că poate fi folosit și ca anestezic. Împărăteasa văduvă se întâlnește cu mama prințului He, consoarta văduvăriu. Ea afirmă că și-ar dori ca împăratul să-i mustre comportamentul. Împărăteasa văduvă afirmă apoi că va trimite pe cineva să-i dea câteva bice. Consoarta văduvăriu încearcă apoi să o oprească. Împărăteasa văduvă doar chicotește. Împăratul și prințul He joacă dame. Prințul nu mai vrea să joace, deoarece este a opta oară când pierde. Împăratul afirmă că vrea ca el să-l ajute la guvernare. El refuză, spunând că împăratul anterior nu crede că are capacitatea și că este prea lipsit de griji. Prințul He iese și se ciocnește de Inglu și o numește cumnată. Inglu îl salută și apoi pleacă. Prințul îi spune că împăratul vrea ca el să meargă la palat în fiecare zi și apoi îi spune să nu mai plece. Inglu afirmă că dacă el este acolo în fiecare zi, atunci ar fi mai multe oportunități de a se vedea și de a pleca. Prințul He comentează apoi că Inglu este mai drăguță decât sora ei. Hai Lancea îi spune apoi că Fuheng are o relație bună cu ea. Prințul He afirmă că vrea să știe dacă îi place mai mult de el sau de Fuheng. Hai Lancea îi spune apoi lui Fuheng. Fuheng merge să o viziteze pe Inglu. Ea refuză să-l vadă și îl face pe Jinju să fie mesagerul ei, transmițându-și mesajele unul altuia, deși se pot auzi unul pe celălalt. Jinju devine frustrat fiind a treia roată și pleacă. Fuheng o avertizează din nou pe Inglu să nu facă nimic prostesc. Împărăteasa îi cere lui Kiner să-i trimită ceva regretatei consoarte. Inglu se oferă să meargă în schimb. Când a plecat, ea se încrucișează intenționat cu prințul He. Prințul îi spune servitorului său să se schimbe cu el, el o urmărește pe Inglu și o confruntă. Ea încearcă să flirteze cu el și apoi scoate tămâia pentru a-l doborâ. Ea încearcă să-l atace cu sfeșnicul, dar el este încă conștient și fuge. Inglu aleargă după el și îi spune că sora ei a fost totul pentru ea. Ea aștepta să iasă din palat, dar el a ucis-o înainte să se întâmple asta. Ea afirmă că îl urăște pentru că nu a fost pedepsit corespunzător pentru că era regal. Fuge, strigând ca oamenii să-l ajute. Împăratul îl aude și merge în direcția lui. Chiar înainte să sosească ajutorul, Inglu își deschie cămașa și, de asemenea, strigă după ajutor, îngenunchiând în fața împăratului. Ea susține că prințul He era beat și a încercat să o omoare pentru că l-a prins cu o servitoare. El neagă acest lucru, dar Inglu subliniază că, dacă nu era, de ce ar fi incognito, purtând haine de servitor? Împăratul se înfurie și îl plesnește pe prințul He și îi spune să nu mai vorbească. Împăratul se întâlnește singur cu Inglu pentru a o întreba. Împărăteasa intră apoi, spunând că își va pune viața în pericol pentru a garanta pentru ea și că crede că spune adevărul.
Ea afirmă că nu va interveni în problemele referitoare la prințul He, dar Inglu este una dintre servitoarele ei și o va pedepsi dacă minte. Împăratul acceptă fără tragere de inimă, dar este încă furios. El le spune să plece. Tocmai când ies afară, prințul He țipă la Inglu, numindu-o mincinoasă. Mama lui sosește și țipă la el pentru ceea ce a făcut. Ea scoate un bici și începe să-l bată, spunând că, chiar dacă nu a făcut-o, are reputația că se poate. Împăratul urmărește acest lucru și în cele din urmă îi spune să se oprească și să se întoarcă la palatul ei. Când pleacă, prințul heleșină. Inglu îngenunchează în fața împărătesei, începând să explice situația. Împărăteasa o oprește și îi spune că știe deja că a greșit, dar că încă era dispusă să garanteze pentru ea. Ea afirmă că împăratul are o relație foarte strânsă cu prințul He și, dacă ar fi venit mai târziu, Inglu ar fi murit. Inglu își cere scuze și îi mulțumește. Împărăteasa și-a promis că nu va mai interveni cu prințul He. Fu Heng îl vizitează pe prințul bolnav și îl sugrumă cu mâna. El îl avertizează să nu se atingă de Inglu. Prințul îi spune că nu a greșit. Fu Heng îi dă drumul gâtului și pleacă. Împărăteasa văduvă și mama prințului He discută despre el, ea afirmă că împăratul ar putea condamna prințul He la moarte pentru acțiunile sale. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.